Scandalul din cadrul Partidului Național Liberal este comentat și de liberalii gorjeni. Aceștia nu sunt de acord cu călin Popescu Tăricianu, care a decis să părăsească formațiunea politică și să se alăture lui Victor Ponta. În momentul acesta, mai ales văzând votul de aseară, deci văzând acel vot categoric al Partidului Național Liberal, eu personal cred că domnul Tăricianu, pentru care am un respect deosebit și ca personalitate politică și ca fost prim-ministru, a făcut o, 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 o mică gafă. Eu nu vreau să, să o cataloghez altcumva. Atât timp cât tu vezi că din aproape 200 de persoane, doar șase, se opun unei astfel de decizii, cred că era corect ca domnul Tăricianu să fie alături de echipa Partidului Național După plecarea lui Tăricianu din PNL, în presa au apărut zvonuri despre faptul că o parte a parlamentarilor liberali îl vor urma pe acesta spre o nouă structură politică. Tăricianu a anunțat că va candida la prezidențiale și îl va învinge pe Crin Antonescu.